Și iată, ne prieteni, în legătură directă cu stadionul Ljudski Vrt din Maribor, în traducere Grădina Populară. Acolo se joacă Maribor CFR Cluj. De fapt, de la managerul de locație. Și a început așadar partida. E Boah, foarte bine. Hefte. Unde este abilitatea lui Hefte de a înscrie? Abilități demonstrate, mai ales la Viitorul. Încă un șut foarte slab. Încă o fază încheiată dezolant din pricina lui Hefte. Problemă musculară, să nu fie prea serioasă, sperăm. Mingea oricum trecea pe lângă. Pentru orice probabilitate, scufet a sărit. Iată el pe Brâncici. Bună dată de Brâncici pentru această intervenție excelentă a lui Scufet. Foarte bună a fost acțiunea. Mai clară fază de atac acestei partide și a zice chiar cea mai importantă ocazie. Foarte bine se întoarce Baturina. Bună preluare. Atenție la acest atac. Stricat însă de un șut penibil. Minutul 40. N-a fost atins această minge? Se pare că nu. Șutul lui Lovrotsvec. Cea mai mare ocazie a meciului. Hai să vedem acum pe Yeboah. Șut de la distanță. De ce nu se combină în atac? De ce se preferă aceste rezolvări individuale? Iată-l pe Roger cerând mingea la Ljubljana. O, ce fază! Încă o dată o intervenție bună a lui Scufet și a doua mare ocazie pentru Maribor. Același Bojici, care Malele a primit cartonaș galben. Absolut același gen de intrare.